Salut și bine am regăsit la un nou clip. Astăzi ne pregătim de carnavalul de toamnă. Eu am venit la școală și trebuie să fac ținută. Da. Și ce am făcut noi? Am luat frunze pe care le înfoliem după metoda cu tricou, cum poți să-ți faci singur tricou, cum să-ți poți să-ți personalizezi. Pentru a nu se usca și a nu se rupe. Le-am pus între folie de alimentară, folie de copt și dat cu călcătorul. Și a ieșit așa ceva. Așa. Apoi Tania le decupează. Așa, și le complicăm pe fustă. Avem bandă dublă adezivă. De pe șeni. De pe șeni și punem pe fustiță care stă așa. Stați cu noi să-l vedeți până la final ce o să iasă. Mai avem așa și listate. Nu știu dacă o să le mai punem. Vedem până la urmă ce o să iasă. Stați alături de noi. Sper să vă placă. Și cam așa se fac frunzele astea. Folie alimentară. Punem așa. Dacă aveți și voi carnavalul toamnei și sunteți fete, puteți să vă inspirați. Eu fac pe fustă, dar și băieții pot să facă pe pantaloni. Da, puteam să punem direct frunzele așa, dar am zis că se usucă până mâine, până... Și mai bine se păstrează dacă le un pic înfoliem așa. Folie de copt și dat cu călcător. Și un cerceaf sau orice. Da, să vină direct pe covor. Noi așa ne personalizăm și tricourile. Da. Dacă vreți, căutați la noi în canal și o să vedeți. Când avem evenimente, personalizăm. Poți să trag folia? Da, hai. Ia uite. Am uitat că trebuie să tăiem asta. Upsi. S-au foliat. Iar un pic. Uitați. Sunt înfoliate. Apoi se decupează. Și ajung așa pe o fustiță sau pe un pantalon sau pe un sacou sau pe un tricou, pe orice. Revenim! Și aici l-avem pe Ianis, finuțul nostru. Da. Noi continuăm cu decupatul. Cam acestea le-am mai făcut. Din astea micuțe vrem să facem un colier, ceva. Vedem ce ne iasă. De ce faceți așa? Pentru că avem voi de carnavalul toamnei. Și facem un costumaș. Așa ești? Uh-huh. Da. Asta e fustița. Cam așa a ieșit. Ce ziceți? E foarte faină. Da. Să le luăm pe mine? Da, ia-ți-o pe tine. La spate nu cred că are rost să punem, sau? Te pui jos. Ia, întoarce-te. Foarte fain. Super. Trebuie să fie la formă. Cu ciorăpei sau? Cu ciorăpei, noi. Bun, și acum pe bluziță ce punem? Sau un tricou? Sau ce facem? Cum facem? Bluziță. Haide. Da. Din acesta aveam zis, vrem să facem un colier, ceva mai... Înfoliez niște, aici, așa, niște frunzulițe. Și cu astea mai facem ceva cu care le-am listat? Nu. Nu? Putem să le foliem și... A, ai grijă să nu se rupă acum. Haide să vedem ce a ieșit. S-au rupt? Și au rezistat. Și rezistă și l-au scuturat. Dai grijă că sunt destul de fragile. S-a dezlipit? Nu. Ba, deci rezistă. Ok. Revenim cu ținuta finală. Da. Haideți să vă arătăm și un fel de lănțișor, colier, care o să-l pună pe... Ai grijă la păr. Pe bluză. Pe bluză nu mai punem nimica. Și am făcut un fel de colier. E bine așa? Da. O să-l las un pic mai așa, în spate, ca să vină așa. Da. Ta-da! Super fain arată. Oricum, după aia vreau și ți-ai și sacou sau nu? Nu mai are rost, că după aia ți-e prea cald. Hm?
Îți fac și pe sacou? Da. Ok. Din frunzulițele astea două încercăm să facem cercei. Să vedem ce ne iese. Să-și agațe Tania la cei care i-are. Și după aceea se echipează Tania să-i vedeți întreaga costumație. Scrieți în comentarii ce notă ne dați. Da. Și cam așa arăt eu. De la fustă, cercei, lanț, bluză și așa sunt. Ce ziceți? Vă place? Eu zic că arată foarte bine. Ups. Și au ieșit și cercei. Foarte frumos asta, Tania. Mulțumesc! Și sperăm că v-a plăcut ținuta mea de la fustă, lanț, cercei și bluza este luată bluză. Nu uitați să dați un like, un subscribe și pe clopoțel. Pa, pa, pa!